Peste 1 milion de oameni trăiesc de secole în pace pe teritoriul Dobrogei. Conflictele interetnice au fost extrem de rare, iar supremația etnică nu a fost niciodată omisă, indiferent de contextul istoric. Important este să serbăm multiculturalismul, diversitatea culturală, acest mozaic cultural pe care Dobrogea l-are de oferit, atât și în județul Tulcea, cât și în județul Constanța. În orașul Constanța, după cum aproape toată lumea știe, sunt 7 tipuri de biserici cu 7 religii doar în zona peninsulară. Noi, din partea Ligii Navale Americane, am luat la cunoștință această diversitate, luăm la cunoștință faptul că în această regiune, în Dobrogea, trăiesc probabil 90% din musulmanii care sunt în România, atât etnia turco-tătară, care este foarte aproape de cea română în trup și spirit și suflet. Ne bucurăm că sunt împreună, ne bucurăm că suntem un model pentru Uniunea Europeană. Prezent la eveniment, ambasadorul american a lăudat frumusețea Dobrogei, dar mai ales felul în care diferite etnii conviețuiesc în bună înțelegere. E o mare plăcere pentru mine să fiu aici astă seară. Dobrogea e extrem de frumoasă și acest eveniment în onoarea toți oamenii din România, de toți naționalități și de tot culturile care sunt aici, a fost o mare plăcere și îmi pare bine că am fost invitat să particip la asta. I'm glad to be here and be a part of it. Representing multicultural cooperation is very, very important in a significant event. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul US Navy League la Eforie Nord. Мне нравится.